Am servit micul dejun dimineața asta cu Vica Devici, iar acum să pregătim terenul, căci la o bătută nemaipomenită ne invită tânăra interpretă de muzică populară din Soroca, Felicia Coșciuc. Bună dimineața și bine venit la noi, dragă! Bună dimineața și bine v-am găsit! Noi avem o frumoasă tradiție ca să susținem fiecare invitat și să aplaudem așa frumos ca să te simți tu foarte bine. Salutare! Bună și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă și mă bucur că sunt alături de voi. Și tu arăți foarte bine. Apropo, mă întreba colega mea, Rodica, zice că, ia spune tu mie, dar ce, acolo în Soroca toate domnișoarele au familia Coșciuc? Pentru că data trecută a fost Doina Coșciuc, o domnișoară care participa la un concurs de frumusețe în China. Nu știu dacă este foarte frecventă, dar în schimb toți cei care poartă acest nume sunt destul de talentați, atât în așa mod încât să ajungă în emisiunea dumneavoastră. Așa, și noi ne bucurăm foarte mult că ai venit în această dimineață la noi la emisiune și da, am pomenit că vom da sau o bătută a la Soroca. Așadar, da. Să fie muzica! Joacă-ți cu foii, pun în lăutare, zic cu foc, să intri fetele în joc. Și plac că-i vin din bani, să întindă cora mare. Și la stânga, ușurel și la păsat, și la dreapta, ca și mama m-a învățat. Și la stânga, ușurel și la păsat, și la dreapta, ca și mama m-a învățat. Ce ușurel și la eu fără chine îmi oarneam pe sploare albă, lui Badița zi-și-o dragă. Am cameș cu altriț și dulceață figuriță, am catriț și oaghiș, mă-ar plăcă ei de pe aici. Și la stânga, ușurel și rapăsat, și la dreapta, așa mama m-a învățat. Și la stânga, ușurel și rapăsat, și la dreapta, așa mama m-a învățat. Și joacă-mi bătriță chine, să nu mă dai de rușine. Moșnește, vin din bani, sunt intră cora mare. Și sunt trini cora mari, căiții din sărbătoare. Joacă tine și bătrâni, cora noastră din străbuni. Și la stânga, ușurel și rapăsat, și la dreapta, așa mama m-a învățat. Și la stânga, ușurel și rapăsat, și la dreapta, așa mama m-a învățat. Ce foaie verde, foaie de lume! Felicia Coșciuc, interpretă din Soroca, ce a venit cu o bătută nemaipomenită la Bună Dimineață. Te rog foarte mult să iei loc aici. Apropo, eu te-am căutat pe o rețea de socializare și m-a amuzat foarte mult un status pe care l-ai plasat. Vreți să vină Moș Crăciun? Trimiteți-i bani de drum. Uite așa, tu ai expediat banii. Cred că sunt fericit în acest an că Moș Crăciun a venit mai devreme. Așa, și ce ți-a adus? Ia spune și nouă. Cel mai mare cadou pe care mi l-a adus Moș Crăciun este participarea în cadrul concursului Nicolae Sulac, de care m-am bucurat foarte mult și pentru fiecare concurent la acest concurs este o onoare, pentru că beneficiază de faptul că cântă cu maestrul Nicolae Bodgros și orchestra Lăutare într-un spectacol. Da, chiar recent s-a încheiat acest festival. Da. Ce alte impresii ai mai adunat pe parcursul? Păi, să știți că am fost foarte prietenoși. Dacă la alte concursuri există o tensiune anumită, aici am fost foarte prietenoși cu toții și, precum spunea și juriu, meritau toți premii de frunte. Dar asta e, concursul e concurs și fiecare își ocupă locurile bine meritate. Oricum, pentru fiecare din noi, în acest an s-a pregătit o mare surpriză de care noi nu am știut. Fiecare din concurenți vor beneficia de o imprimare împreună cu orchestra Lăutare. În data după sărbători va fi lansat un CD-ul
cu membrii concurenții care au participat la acest festival. Mă bucur, mie nu-mi rămâne decât să spun felicitări. Da, vrem ca dimineața asta să expunem și niște repere semnificative din activitatea ta artistică. Tu vii din Soroca, așa este. Da, chiar din orașul Soroca și mă mândresc cu asta că vin din zona de nord, o zonă cu tradiții frumoase. Așa, ce alte melodii cuprinde repertoriul tău? Mă acces pe mai mult genul folclor, pentru că asta am învățat de mică și este un gen mai aproape sufletului meu, muzica populară. De mic copil îmi place să cânt, particip la diferite concursuri și am un repertoriu atât cântece vesele, bătute, pe cum ați văzut în această dimineață, dar am și cântece mai lirice, de jale, de dor. Am înțeles. V-ați zis că pasiunea pentru artă și pentru cântec popular vine din copilărie. Noi știm foarte bine asta și uite că în această dimineață ți-am pregătit și o surpriză. Ești curioasă să știi despre ce e vorba? Ia privește la ecran. Uite așa, Dăinița, Felicia Coșciugă, interpretă de mică. Da, să știți că acest fragment este din primul meu spectacol, din pe care l-am spectacol. Avut în viață. Da. Aveam vârsta de 3 ani. Așa, da, pentru că de câte am reamintesc, eu ne-am selectat materialul, înregistrare era din 1993, uite așa. Da. Eu știu că foarte multe susține în muzică și maica ta. Este da, adevărat? În genere provin dintr-o familie de muzicieni și mama a fost... prima mea profesoară, să spun așa, și prima mea îndrumătoare, care mi-a oferit șansa și mă bucur de acest lucru, că am ajuns și eu în această lume a muzicii și a artei în general. Am înțeles că tu singură îți scrii versurile la melodii și uite chiar și această bătută este scrisă de tine. Da, această bătută este scrisă atât text și melodie integral de mine. De obicei obișnuiesc să-mi fac singură piesele pentru că mă reprezintă și știu ce-mi place mie, dar nu exclud și folclorul autentic pe care îl culeg din zona noastră și mă bucur să-l aduc spectatorilor și telespectatorilor în emisiuni, la concursuri, pentru că sunt anumite criterii la concursuri, spre exemplu, după care se axează juriul. Ai un costum național foarte frumos. Poți să ne spui de unde l-ai procurat sau poate singură l-ai croit? Nu, deci costumele... Acesta este procurat, ea este procurată, juponul este făcut de mama mea, așa, care îmi pare rău că nu are timp, dar face tot posibilul ca să fiu la patru ace, pentru că a obișnuit de la bunica, care tot mânuia foarte bine croșetatul și brodatul, și, dar în general mi le procur sau am costume și moștenite de la rude, care au și peste 100 de ani. Am înțeles, am înțeles. Ce planuri urmărești tu pe parcurs? Pentru că noi fiind tineri, uite, vrem să urmărim o cale artistică, după care la un moment dat ne plictisim de aceste preocupări și avem deja alte vise. Tu vrei să continui această cale? Cu siguranță, da. Dat fiind faptul că am apucat această cale, nici nu m-aș vedea într-un alt domeniu și nu în zadar. Am făcut și un colegiu de muzică, Ștefan Neaga, și acum sunt studentă la Academia de Muzică, pentru că, cum am mai spus, muzica e viața mea. Și, într-adevăr, îmi doresc foarte mult să fac o carieră în acest domeniu. Dar ai deja lansat un album cu numele Felicia Coșciuc, vă invit la un chef. Deci, albumul este... Cum, vreau să-l... Vreți să pui pe roate? În curând da, va fi lansat, după da? După sărbători încep câteva înregistrări. E cam greu să fac din start un album pentru că e nevoie de un material bine selectat, anumite piese. Și în perioada sărbătorilor de iarnă, unde vei merge? În ce concerte vei fi implicată ca să-ți prezinți repertoriul, bineînțeles, că și asta contează. Da, chiar sâmbătă am un spectacol la Soroca. Pentru că acolo se organizează și în data de 24 și în data de 25 spectacole cu
sărbătorile, ocazia sărbătorilor de iarnă. Pe această cale vreau să invit pe toți cei care sunt în Soroca și ne urmăresc acum, să invit la spectacol. Credeți-mă că o să fie niște spectacole de zile mari și o să ne bucurăm de prezența tuturor și sper și ei de concertul pe care îl vom prezenta noi. Felicia, noi îți mulțumim foarte mult pentru prezența din această dimineață, îți urăm mult succes în continuare și, bineînțeles, sărbători fericite. Felicia Coștiuc a fost în această dimineață la noi și am dansat o bătută nemaipomenită și acum să vedem ce ne-au pregătit fetele, pentru că ele cu siguranță au niște știri intrigante. V-am pregătit niște informații, dar mai întâi de toate vreau să o întreb și eu pe Felicia dacă și-a cumpărat brada, ai reușit? Nu, chiar ieri priveam... Dar cadouri? Cadouri cred că nu eu trebuie să le cumpăr, trebuie să mi le cumpere mie. Pentru cei dragi, mama, oricum, tata. Grăbește-te să cumpere. I-a trimis bani de drum moșului și cu siguranță va mai reveni încă o dată să o bucure cu niște cadouri minunate. Oricum, grăbiți-vă, dragii mei, să cumpăr.